Un proiect de suflet spre neuitare, o galerie de portrete ale oamenilor de cultură din zona Olteniei, realizată de graficianul Codruț Duduman, a fost expusă în sala Clubul Artelor a Palatului Culturii Teodor Costescu. Vernisajul expoziției a fost dedicat scriitorului Sorin Vidan. Lumea culturii mehedințene este mai săracă prin plecarea la ceruri a celui care a fost Sorin Vidan, directorul Palatului Culturii Teodor Costescu. Licențiat în filozofie și sociologie, membru al Uniunii Scriitorilor din România, Sorin Vidan a fost un remarcabil om de cultură, fiind apreciat la nivel național. În ultimii 7 ani a sprijinit și dezvoltat activitatea culturală severineană de la conducerea Palatului Culturii Teodor Costescu. Astfel, de astăzi și până pe data de 30 iunie, severinenii și nu numai sunt așteptați la o galerie de portrete ale oamenilor de cultură din zona Olteniei în memoriam Sorin Vidan. Deschidem astăzi la Palatul Culturii Teodor Costescu o amplă expoziție de portrete a artistului grafic plasticianul Codruț Duduman. O expoziție executată într-o tehnică aparte în creion. Este vorba despre un artist consacrat ce vine la Turnul Severin cu această expoziție. Este o expoziție document, o expoziție omagiu pentru aceia care au fost promotori și promovatori ai culturii. Nu numai din Turnul Severin, dar și din toate județele Olteniei. Dedicăm această expoziție celui care a fost până mai ieri, scriitorul Sorin Vidan, manager al Palatului Culturii Teodor Costescu. De aceea invităm toți severinenii să vină să vadă această expoziție spre aducerea aminte și pentru a ne aminti mereu de marile personalități culturale care le-a avut Oltenia. Toți oamenii din jurul lui Sorin Vidan l-au admirat și și-au exprimat regretul pentru trecerea în neființă a bărbatului. Expoziția este adusă aici și închinată unei personalități dragi nou, pentru că până mai ieri îi strângeam mâna și îi spuneam bună ziua în fiecare zi, mai ales cei care erau în subordinea domniei sale. Un scriitor de o mare sensibilitate și de o mare profunzime filozofică. Probabil puțini au putut să-i citească scriitura, pentru că este greu de pătruns. Mintea trebuie să roadă când citește astfel de creație, dar mai cu seamă a fost un om deosebit. Evenimentul a fost organizat în colaborare cu Centrul pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale din Gorj. Este o mândrie oltenească pură această expoziție și cu atât mai mult cu cât autorul lucrărilor nu este oltean. Inițiativa este însă oltenească și vine de la Târgu Jiu, de la Gorj. Iată cum un artist plastic reușește să adune atâtea celebrități. Aici sunt doar o parte din cele 150 de lucrări executate de domnul Duduman, reunite aici la Turnul Severin. În același timp, trebuie să remarcăm faptul unității stilistice și, pe de altă parte, faptul că Palatul Culturii dezvoltă în continuare un proiect cu Gorjul, lucru care este de altfel reciproc. O inițiativă pentru care mulțumim Gorjului și pentru care mulțumim spațiului oltean, pe de altă parte, in extenso, care a dat culturii naționale și culturii universale atâtea nume celebre. Toate aceste lucruri sau această expoziție dedicată memoriei unui contemporan de al nostru care a știut să-și facă loc în panoplia personalităților oltene, Sorin Vidan. La vernisaj a participat și sora lui Sorin Vidan, care cu greu și-a stăpânit emoțiile pe tot parcursul evenimentului. Dacă ar fi fost Sorin în locul meu, ar fi știut ce să vă spună. Eu nu pot decât să le mulțumesc celor care au organizat acest eveniment, memoria fratelui meu.
Îi mulțumesc domnului Duduman pentru că o grafică deosebită și deși sunt îndurerată, sunt foarte mândră de tot ceea ce a realizat fratele meu Vidan Sorin. În cadrul evenimentului, Mihaela Vidan a primit afișul expoziției, dar și portretul fratelui său realizat de Codruț Duduman. Mă invit aici lângă mine pe Mihaela Vidan pentru a îmâna spre neuitare afișul acestei expoziții și la încheierea atunci când expoziția se va ridica de pe simeze, portretul care este în spatele meu, portretul realizat de Codruț Duduman, va reveni familiei. Sorin Vidan avea 53 de ani, un om remarcabil în lumea scriitorilor din județ și un director care s-a dedicat întru totul teatrului prin acțiuni și evenimente deosebite. Decesul bărbatului a venit ca un trăsnet pe umerii celor care l-au cunoscut și au fost alături.